Bună seara, stimați telespectatori! Oare câți dintre dumneavoastră, stimați telespectatori, n-au auzit Loga Dance School? De ce pun această întrebare, la care desigur nu puteți răspunde acum, pentru că abia am început emisiunea? Pentru că, iată, Loga Dance School împlinește 7 ani. Acest minunat... sau această minunată școală de dans a fost înființată în anul 2007. Abia din 2009, sătmărenii au participat la primul concurs în Ungaria cu toți sportivii de la momentul respectiv. Atunci, în 2009, Loga Dance School a obținut 3 medalii de aur, 9 medalii de argint, 4 medalii de bronz, desigur, cu celelalte medalii obținând locurile 4, 5 și 6 în finală. Aș vrea să menționez faptul că din 2009 până în 2014 Loga Dance School a obținut 47 de medalii de aur, 54 de argint și 41 de medalii de bronz. Iată o performanță care i-a propulsat în acest an în Federația Română de Dans Sportiv, în sensul că Loga Dance School s-a afiliat la această federație. Desigur, rezultatele, performanțele sunt spectaculoase, stimați telespectatori, pe măsura muncii instructorilor de dans, dar și a talentaților elevi care s-au înscris la Loga Dance School. Înscrieri, nu mă întrebați, nu ne întrebați, vor avea loc abia în luna ianuarie 2015. Veți fi și dumneavoastră pe fază, dar până atunci o să asistați și dumneavoastră la această aniversare a 7 ani de la înființare a școlii de dans Loga, dacă ar fi să traduc. Pentru a afla mai multe amănunte despre istoricul acestei școli de dans performante din Satul Mare, l-am invitat în studioul nostru pe managerul Loga Dance School, Satu Mare, Laurent Loga, pe care dumneavoastră foarte mulți îl cunoașteți. Bună seara, bine ați venit în studioul nostru, domnule Loga. Bună seara, Laurent. Mulțumesc frumos pentru invitație și salut cu drag telespectatorii Nord-Vest TV. Când vorbesc de Loga Dance School, trebuie să recunosc că și eu am emoții, având în vedere această performanță uluitoare pe care ați obținut-o din 2009 până în 2014. În sensul că 2 ani au fost așa, de încălzire, nu? Atunci da. V-ați pregătit viitorii medaliați. Poate mulți dintre telespectatorii noștri, domnule Laurent Loga, nu prea știu multe despre momentul înființării Loga Dance School. De ce Loga Dance School? De ce nu altă denumire? Ce s-a întâmplat, mai precis, atunci în 6 septembrie 2007, anul de naștere al școlii de dans Loga din Satul Mare? Este simplu. Loga Dance School provine de la numele de familie Loga, de la Loga Laurent, acolo avem și numele de Loga Dance School. Iar în septembrie 2007, atunci a avut loc prima gală, gala de deschidere, după care în fiecare an, în luna septembrie, octombrie, noiembrie, când am avut posibilitatea, am ținut câte o gală și acum am ajuns și la aniversarea 7 ani, care va avea loc în 9 decembrie la Casa de Cultura Sindicatelor, seara de la ora 7. Cum a fost la început? Ați avut instructori, profesioniști, dumneavoastră v-ați ocupat, soția dumneavoastră, cineva din familie? Că, nu, din punctul ăsta de vedere, nu sunt căsătorit. Nu prea știu multe. Din Ungaria am adus un antrenor, am contractat un antrenor de dans. El a venit în 2007, cu el am început această activitate, iar acum fiul lui predă și împreună cu sora mea și mai avem încă doi antrenori. Ne-am specializat în dansurile latinoamericane standard, dans sportiv, dans de societate și salsa. Iar acum cu 4 antrenori ne desfășurăm activitatea. Deci atenție, fetelor frumoase, Loga lor nu e căsătorit. L-am provocat așa, nu știam... Era vorba de sora dumneavoastră, care da. A fost și este alături de Loga Dance School, de întreaga familie și de profesioniștii care lucrează la Loga Dance School. Ce s-a întâmplat în 2009?
cum de ați avut curajul să participați deja la prima confruntare, ca să spun așa, la primul concurs de dans care a avut loc în Ungaria. Erau deja perechile pregătite, ați făcut atunci o evaluare și a spus, haide, în 19 decembrie 2009 mergem în Ungaria la un concurs de dans. Antrenorul de dans, care era la momentul respectiv domnul Veicon Șandor, a spus, ok, grupă, mergem la un concurs în Ungaria, vă duc. Era un concurs pentru începători acolo și am dus toată grupa de la mic la mare. Și vreau să vă zic, chiar și prezentatorii spuneau, acum vine clanul Loga Dance, pentru că în finală s-a auzit numai de Loga, Loga, Loga. Era o experiență foarte plăcută pentru toată lumea, după care au început alte concursuri. Evident, trebuie un timp, trebuie câțiva ani până când poți să pregătești sportivii ca să înceapă acest drum, unde participă la concursuri și să obțină rezultate. Iar acum, în 2014, anul acesta ne-am afiliat la Federația Română de Dans Sportiv, am legitimat toți sportivii la școala noastră de dans și acum încep să obținem primele rezultate cu grupa de copii, grupa de adulți și așa mai departe. Văd, dacă tot discutăm de performanțe, eu am mai stimat spre spectator o situație pe care domnul Laurent Loga mi-a adus-o, pentru ca să vă faceți și dumneavoastră o idee despre Loga Dance School din punct de vedere al medaliilor obținute. În 2010, iată, n-ați mai mers cu toți membrii echipei, ci doar cu 35 de medalii la 5 concursuri ați participat. Da, în 2010 s-a participat doar la 5 concursuri. Doar la 5 concursuri ați obținut 35 de medalii, dar unde a fost acest concurs în 2010? În Ungaria. Deci tot în Ungaria, da? Acolo, în 2010, doar în Ungaria eram încă. Acolo, în 2010, ați obținut 6 medalii de aur, 7 de argint și 8 de bronz. Ați făcut o selecție, nu? Pentru concursul din 2010, n-ați mai mers cu toată echipa. Evident, sunt ani când unii sportivi pleacă la facultate, pleacă din localitate sau se lasă de dans sau vin alții și evident întotdeauna se schimbă perechile. Și atunci mergi, depinde de categoria de vârstă, depinde de categoria în care dansează, dacă pot să meargă sau nu pot să meargă. Acum, de exemplu, mergem în Slovacia, ne-am propus să ducem o pereche de seniori, fiindcă nu se poate la acea categorie să meargă, nu putem să-i ducem. Deci depinde și de categorie și de organizarea acelui concurs, dacă putem sau nu participa cu acele perechi. Dar la început cred că a fost o motivație psihologică pentru toți. Da, era o surpriză pentru ei. Din echipă, da? Da, domnul Veicon i-a spus, ok, acum haideți să vă duc la un concurs și toată lumea, de ce concurs? Noi nu vrem la concurs, să facem doar de hobby. Haideți că să fie o experiență foarte frumoasă. Într-adevăr a fost și atunci a început toată campania aceasta cu concursuri. Iată, în 2011, Loga Dance School a participat la 7 concursuri și a obținut 35 de medalii. La fel ca și în 2010, v-ați menținut la acest barem de 35 de medalii, respectiv 8 de aur, 8 de argint și 4 de bronz. În 2011, tot în Ungaria ați fost? Sau da, și în Ungaria, alte și atunci am început să venim deja și în România la concursuri. Și în 2012 doar acolo sunt deja majoritatea concursurilor s-au desfășurat aici în țară, unde am participat. Dar și anul acesta mergem și în Ungaria, în Slovacia, în România. Evident că ne pregătim deja să mergem și mai departe în alte țări. Așadar, 2012, 6 medalii de aur, 6 de argint, 11 de bronz. În 2014, așa cum ați spus, Loga Dance School prin dansatorii de acolo au obținut în total 64 de medalii, deci în acest an, iată, o performanță extraordinară. Și în 2012, da, dacă ne uităm, în da, total aveți 16 concursuri, 32 de medalii. 32 de medalii, da. Da, deci se vede un progres an de an. Iar anul acesta ați bătut recordul. Încă nu s-au terminat concursurile, încă participăm. Până în sfârșitul lunii decembrie mai sunt câteva concursuri la care vom participa. Deci 16 medalii de aur în acest an, 18 de argint, 7 medalii de bronz. Iată motive în plus ca copiii, tinerii sătmăreni să se înscrie la Loga Dance School. Nu facem neapărat o reclamă, dar nu știu, vreau să vă întreb, să faceți și o selecție, trebuie să ai anumite calități, să
intri în Loga Dance School, la școala de dans Loga din satul mare, sau poate să vină oricine și rămâne cine poate în continuare. Da, este o calitate să-ți dorești să vrei să înveți să dansezi. Dacă această calitate există, această dorință, atunci oricine poate să se înscrie. Sunt mai multe nivele, toată lumea începe la grupa de începători, continuă cu grupa de intermediari, mai departe cu grupa de performanță și în final grupa de concurs. Deci sunt anumite etape pe care trebuie să parcurgă fiecare sportiv. Fiecare sportiv, da. Și fiecare se oprește la acel nivel la care consideră că și-a găsit locul. Da, iată, eleganță și multă muncă. Cred că acasă trebuie să muncească sportivii dansatori, nu, care trec prin aceste etape extrem de exigente, și cred că și instructorul de dans ridică ștacheta în funcție de posibilitățile fiecăruia, nu, până la urmă, pentru că sunt anumite perechi, și nu numai în dans, ci în orice domeniu, care pot să sară peste niște etape și să ajungă mai repede, să zicem, la penultima sau ultima treaptă, aceea de a participa la concursuri. Da, sunt perechi care sunt mai talentate, ei avansează mai repede, sunt alții care sunt mai ambițioși și depășesc pe cei care sunt mai talentați. Evident, există acest joc între sportivi, care este un factor motivațional pentru ei. Iată, stimați telespectatori, avem și imagini pe care domnul Laurent Loga le-a adus la studioul nostru, categoria 10-11 ani. Vă rog să comentați, domnule Laurent. Da, acesta este ultimul concurs la Baia Mare, săptămâna trecută, Cupa ProDance. Chiar perechea cu numărul 5, Candy Adam, i-a obținut locul întâi și erau 10-13 perechi, peste 10 perechi participau la această categorie, împreună cu perechea în verde, cu Raul și cu Gloria. Și unul dintre perechi a fost locul 1, a doua pereche pe locul 2. Trebuie să fiu atent că mergem cu foarte mulți copii și să mai rețin ordinea cine ce loc a luat, dar de regulă fiecare este în finală și noroc că sunt și pe podium. Dar cred că există și motivația psihologică sau pregătirea psihologică a dansatorilor. Ei sunt încurajați înainte de a intra în concurs, pentru că inevitabil există acele emoții înainte de a intra în concurs, sunt copii și pentru a nu se inhiba, cred că aveți și metodele psihologice, pedagogice de a-i motiva înainte de a intra în concurs. Este foarte important antrenorii care pregătesc copiii. Eu sunt managerul școlii de dans, antrenorii sunt cei care se ocupă de ei. Da. Ei vin la concurs, este Haini Victor. Haini a terminat la Academia de Dans din Budapesta 3 ani. Acum a intrat la bursă, la masterat. Acolo se învață foarte multă psihologie, cum să te ocupi cu copiii la fiecare nivel de vârstă. Și toate acestea ea le pune în aplicare, în practică, și se vede și rezultatul. Da, pe de altă parte, cred că și în viața lor se întâmplă ceva, nu, domnule Laurent Loga? Da, știu, dumneavoastră sunteți manager, dar cunoașteți foarte multe detalii. Pe lângă profesioniștii pe care i-ați menționat, iată, vorbim de Academia de Dans de la Budapesta, deci unde se face școală serioasă, la fel și masteratul, dar mă gândesc că îi ordonează și din punct de vedere al stilului lor de viață, poate și o ordine interioară pe care acești elevi o primesc de la instructorul de dans. Da, chiar mă uitasem pe diploma lui Haini. Erau foarte multe pagini, pe fiecare erau clasate pe capitole, pe fiecare materie, ce s-a învățat, ce notă a obținut. Deci evoluția. Da, evoluția este foarte complex ce învață ei acolo, nu doar psihologie, inclusiv acele jocuri pentru vârsta de 3-4 ani. Copiii cred că ei se joacă, de fapt învață anumite mișcări de ritmică, dar ei se bucură pentru că ei cred că se joacă, dar de fapt învață. Sunt foarte multe, multe lucruri pe care eu mă bucur că Haina a terminat acolo și poate să aplice la Loga Dance School toate cele învățate. Este foarte important ca tot ceea ce ai învățat să dăruiești mai departe. Este și o probă a ta personală, până la urmă, care se regăsește în rezultatele obținute la Loga Dance School. Domnule Laurent, vreau să vă întreb altceva, dacă la vârsta aceasta, la categoria de vârstă 10-11 ani,
instructorul adaptează complexitatea dansului în funcție de vârstă sau sunt copii de la categoria 10-11 ani care poate să ajungă și la o mai mare complexitate a dansurilor, a mișcărilor pe care ei le fac? Depinde de categoria în care dansează. Ceea ce vedem noi acum este categoria hobby. Ei au participat la neoficial precompetițional, după care la hobby, și sunt foarte aproape să treacă în clasă E. În fiecare clasă este prestabilit ce au voie să danseze și evident că așa se adaptează și coreografia. Nu poți să dansezi mai mult decât ți se permite. Haideți să reformulez eu întrebarea. Înseamnă că există între categoriile de vârstă, există mișcări și figuri. Figuri ale dansului prezentat de o mai mare complexitate. De exemplu, dacă mă gândesc la cei din categoria 18-19 ani, mă gândesc că există o mai mare complexitate, mai multe figuri de dans pe care ei trebuie să le asimileze, să le exerseze. Acestea sunt împărțite pe clase, evident și la 18 sau 19-35 de ani, dacă dansează în clasă ED, este un catalog de figuri. Cu acele catalog de figuri poți să lucrezi. Mai mult nu poți să pui, pentru că atunci te descalifică. Doar atâta. Dacă treci într-o clasă de mai superioară, standard, da? Da, dacă treci într-o categorie mai superioară, atunci poți să dansezi și alte figuri, până când ajungi la un nivel de clasă B, când poți să dansezi ce dorești, depinde doar de imaginația antrenorului. Am dorit să intrăm în bucătăria aceasta Școlii Loga Dance School, pentru că sunt telespectatori care știu mai multe despre Loga Dance School, despre studiile care se fac acolo, dar cred că orice absolvent, pot să spun așa, da, al Școlii Loga Dance School, este impropriu spus școala Loga, da, Dance School, pentru că automat școala este inclusă în denumirea clubului, poate să descurce la orice sindrofie, la orice eveniment mondan, nu? După ce învață și vals, învață și tango, mă gândesc acolo și dansul de, nu, de societate, deci de se studiază. Sigur, astea se studiază. Se studiază, da. Să spuneți care sunt, ei sunt mai acum multe. Dansează 4 dansuri, după care urmează să treacă la 6 dansuri, la 8 dansuri. Treptat cum progresează în nivel, astfel vor dansa mai multe dansuri. Acesta tocmai este o finală. Sunt și alte perechi de alte școli de dans. Chiar mă bucur când văd că ne vedem și ne întâlnim la concursuri împreună. Da, da, cam câte perechi participă la un astfel de... Aici au fost peste 200 de perechi. Concurs și finala. În finală câți rămân? 6-7 perechi. 6-7 perechi. Așa, ca în optimile de finale, aproape, ca la fotbal, nu? Da, trebuie să vedeți chipul copiilor, fețelor, cât de fericiți sunt când preiau diploma, când preiau cupa. Acesta merită toată munca depusă. Da, grația și eleganța cu care se mișcă. Sunt foarte fericiți. Locul 3. Da, primele două locuri. Iată ce înseamnă muncă, performanță, ordine până la urmă în tot ceea ce fac acești copii, pentru că ei pe lângă antrenamente au și școală, trebuie, da, să-și facă temele. Perseverență, fără perseverență, cred că nu se poate, nu, domnule Laurent? Nu, nu, trebuie foarte multă muncă. Nu poate fi o muncă în sincope, așa, mai facem o pauză, iar luăm antrenamentele și așa mai departe. Se poate, dar atunci a fi și rezultatul pe măsură. Am înțeles. Deci au fost imagini în premieră, stimați telespectatori, de la Loga Dance School, o școală sătmăreană care are, așa cum am spus, performanțe extraordinare acum la împlinirea sau la aniversarea 7 ani de existență. Vorbeam că din 2009 până în 2014
Loga Dance School, de fapt, acești minunați sportivi, dansatori, le putem spune așa, au obținut 47 de medalii de aur, 54 de argint și 41 de bronz, printre lacrimi, zâmbete, picături de sudoare. Acești minunați copii de la Satul Mare au obținut aceste rezultate. Reamintesc faptul că în 6 septembrie 2007 Loga Dance School a fost înființată la Satul Mare de către Laurent Loga, familia de fapt Loga împreună cu sora dumneavoastră, cum o cheamă? Hoini. Hoini, care este, am înțeles, la fel de ambițioasă ca și dumneavoastră. Vă ocupați mai mult de partea administrativă până la urmă, nu? Da, eu mă ocup de partea de management management. Ea cu timpul ea a făcut basket și de acolo am convins-o să treacă pe partea de dans. A dansat 4 ani fără partener, pentru că nu puteam să găsesc deja, toată lumea avea pereche, dar Haini nu avea. Și uite, munca, pentru că tot lucra și nu, la un moment dat spunea că nu mai vreau să merg, gata, dacă nu am pereche, nu mai vreau să merg să dansez sau mai puțin sau la 2 zile, câteodată și am spus nu, ești acolo în sală, ești la oglindă, lucrezi, pentru că se va întâmpla ceva, nu știm când. Ei, au trecut ani, după 4 ani cu fiul domnului Sandor, cu Victor. El este dansator de clasă înaltă, de clasă B. Și imaginați-vă, Haini, dansatoare de clasă hobby, neoficial, precompetițional, a intrat în clasă B direct să danseze. Deci o diferență foarte, foarte mare. Au luat ore particulare, s-au pregătit și acum au trecut împreună în clasă A. Evoluția ei este notabilă. Eu foarte rar văd sportivi ca să crească de la cel mai mic nivel la cel mai înalt nivel. Și sunt foarte mândru de ea. Am întâlnit astăzi, domnule Laurent Loga, un prieten foarte bun din Satul Mare și îmi spunea că mai există tineri sceptici care au performat în diverse domenii, la Timișoara, la Cluj, și spuneau că la Satul Mare nu se regăsesc în domeniul lor, să zicem, la anumite domenii, și că preferă să plece la Cluj, la Timișoara. Și mă gândesc acum și nu numai la dumneavoastră, și la alte secțiuni, la alte domenii de activitate unde s-au obținut performanțe, iată, mă gândesc la scrimă, mă gândesc și la alte, la șah, la alte performanțe în domeniul sportiv. Cum de nu v-ați dus și dumneavoastră în Cluj și iată, e aici aproape Debrețin, este Matisolco, sunt atâtea orașe, sau de ce nu v-ați dus la Cluj, la Timișoara, la Arad? Cum de v-ați hotărât să rămâneți în Satul Mare, Loga Dance School, și să aibă o asemenea performanță, stimați telespectatori, după 7 ani, mai precis după 5 ani, că primii 2 ani au fost de tatonare, de organizare, până când s-au format dansatorii sportivi, și apoi abia după 2 ani, în 2009, ați purces la... La sfârșitul anului 2009. Da, 2009, este. Deci iată ceva determinat. Loga Dance School, se poate la Satul Mare obține performanță. Loga Dance School nu este doar o simplă școală de dans. Noi avem foarte multe activități, multe evenimente. Avem programul antidrog pentru clasele de gimnaziu, clasele 5-8, care are foarte mare succes. Întrunim toate clasele de 5-8. Nemții au observat că au venit părinți și au venit că și au văzut că ce se întâmplă acolo. Și ne-au chemat în Germania să mergem să lucrăm, să ne mutăm. Ați fost invitați, să vă mutați. Da? De ce nu ne deschidem acolo? Pentru că iau hală și ei ne-ar da gratuit și să mergem și să deschidem acolo. Oportunități erau să mergem. Eu nu voi merge. Eu voi rămâne în Satul Mare. Nu mă duc nici în Cluj, nu mă duc nici altundeva. Eu aici m-am născut, aici vreau să demonstrez că se poate. Sunt și alte școli de dans în Satul Mare cu succes, chiar mai vechi, cu rezultate și mai mari. Poate aici. Eu aici vreau să demonstrez și aici voi rămâne. Deci eu vreau să dați dumneavoastră acest exemplu și pentru alți tineri care sunt șefi de promoție în informatică sau la Cluj, la Timișoara, că și la Satul Mare, de fapt, acesta este mobilul nostru, și la Satul Mare se poate face performanță. Iată, Loga Dance School a primit ofertă pentru Germania, dar a refuzat. Și eu sunt de aceeași părere.
lucrurile s-au schimbat. În economia de piață, centrele universitare nu sunt neapărat ceea ce au fost altă dată. Cred că printr-o muncă perseverentă și performanță poți să demonstrezi și din Carei, și din Satu Mare. Și în Carei este școală de dans. Și, da, și dintr-un oraș mai mic sau chiar din orașe care n-au fost neapărat înainte centre universitare, se poate obține performanță. Dar există mirajul marilor orașe. Pentru unii sunt atrași acolo și de multe ori, dacă nu fac performanță aici, nu vor face nici acolo. Pentru noi, aici, în Satu Mare, este un dezavantaj, pentru că nu avem centru universitar unde copii să rămână aici la noi. Deci noi știm avem ce clasă centre, ești. Avem centru universitar, la avem universității, dar da. Vă referiți la școala de dans. Nu, mă refer că elevii din clasa 12 deja ne spun, plecăm la Cluj, București, da, plecăm în Viena, plecăm. Nu spun, rămânem aici. De aceea noi știm, câți ani ai, 6-7, ne ocupăm mai mult pentru că știm, la 16-17 ani, lucrăm un an, doi, ei vor pleca, nu vor mai rămâne la Satu Mare, dar cu atât mai mult, lucrăm mai mult cu ei, când pleacă în altă localitate, acolo se poate să continue la altă școală de dans și să evolueze în dans. Probabil că va veni vremea când se va egaliza toată povestea asta și cei mai buni elevi sătmăreni, absolvenți, vor rămâne și la Satu Mare. Cine știe, va deveni Satu Mare centru Europei de est, nu știu. Sperăm. Da. Care sunt perspectivele? N-am vorbit nimic despre gala caritabilă Loga Dance School. Noi anul trecut, stimați spectatori, ne-am întâlnit într-o emisiune și nu numai aici, domnul Laurent Loga a fost și la alți colegi din presa sătmăreană pentru a mediatiza acel act caritabil pe care Loga Dance School l-a făcut pentru o familie din Satu Mare care locuia undeva într-un beci cu o fetiță tare drăguță, nu mai țin minte câți ani avea, dar este un gest umanitar, zic că este un gest nobil, acest act caritabil sau aceste acte caritabile pe care Loga Dance School le realizează anual. Sigur că da, selecția, stimați spectatori, este extrem de exigentă. Domnul Laurent Loga, prin aceste acte caritabile, dorește să creeze punți de lansare pentru reintegrarea celor aflați în dificultate. Dar vă invit pe dumneavoastră să vorbiți despre următorul act caritabil, despre gala caritabilă organizată de Loga Dance School din Satu Mare. Da, având în vedere că gala Loga Dance School, aniversarea de 7 ani, am dorit să organizăm în luna noiembrie, Casa de Cultură fiind foarte, foarte ocupată și cu un program destul de încărcat, nu a fost posibil acest lucru, doar în 9 decembrie. Din 9 decembrie să începi promovarea și să... Nu avem suficient timp, noi avem nevoie de o lună de promovare ca să putem finaliza cu succes acest proiect. De aceea noi am mutat pe luna ianuarie campania caritabilă din acest an, la fel cum s-a întâmplat în urmă cu 2 ani. Dar avem foarte multe, multe cazuri care ne-au căutat pe noi. În continuare așteptăm, pentru că avem 2-3 care sunt în atenție deja. În atenție, dar încă așteptăm pe adresa de e-mail office@logadance.ro, pe pagina de internet ne pot găsi cei interesați, ne pot trimite o scurtă descriere despre anumite cazuri și într-o săptămână, două se va finaliza, pentru că după gala Loga Dance School deja pornește promovarea pentru campania caritabilă și până atunci deja toate trebuie să fie pregătite. Loga Dance School și-a făcut foarte mulți prieteni. Vreau să vă întreb cum colaborați cu cluburi similare cu al dumneavoastră, cu instituțiile, eu știu, locale, dacă sunteți sprijiniți. Da, chiar pot să spun, pentru că în momentul când intri și ei, majoritatea, foarte mulți oameni au terminat la Loga Dance School, sunt peste 2000 de oameni. Nu pot să spun o instituție unde să nu fim primiți cu drag. Toată lumea este foarte amabil și ne bucură acest fapt că ne-am reușit să ne creăm un nume prin care să fim primiți și să primim și noi la fel oamenii cu mare drag.
Poate ne spuneți câteva cuvinte despre aniversarea propriu-zis. Ce pregătiți? Cine poate participa? Pot să vină și sătmărenii? Sunt invitați sătmărenii. Da, sunt invitați. Mare. Unde va avea loc? La Casa de Cultura Sindicatelor? La Casa de Cultura Sindicatelor vor participa peste 70 de sportivi de la Logaden School, de la mic la mare, de la grupa de intermediari, la grupa de performanță concurs, de la grupa de dans sportiv la salsa, toată lumea, toată familia Logaden School. Evident, rog sătmărenii, dacă doresc să găsească loc la Casa de Cultură, să mai primească bilete, de spectacole, atunci, din timp, să-și rezerve la sala de dans Logaden School de luni până joi. În fiecare seară de la 6 la 9 se pot rezerva aceste bilete, pentru că în urmă cu o săptămână, posibil să nu mai găsească cum s-a întâmplat și anul trecut. Care va fi colaborarea cu Federația Română de Dans? În ce va consta această afiliere a Logaden School? Noi ne legitimăm sportivii, noi sportivi care doresc să participe la concursuri, se plătesc toate taxele anuale, taxele după sportivi, participăm la concursuri sub egida Federației Române de Dans Sportiv. Care este ținta? Mă gândesc la cel mai mare concurs internațional de dans sportiv. Unde aspirați să ajungeți atât dumneavoastră cât și instructorii, dansatorii mai mici, mai mari? La noi, la cel mai mare nivel, cea mai mare confruntare internațională, da? Da, dansează Victor și Haini în clasă A. Toată grupa de copii care dansează la noi, ei sunt încă la început de drum, așa că nu vreau să vorbesc acum despre cele mai înalte nivele naționale, internaționale, pas cu pas. Anul acesta un pas, anul viitor al doilea pas și așa încet, încet. Step by step. Exact. Niciodată nu ne aventurăm că, vai, internațional vom lua locurile. Nu. Pas cu pas. Eu ce promit la sportiv, mă țin de cuvânt. Aia se întâmplă. Despre ce nu vorbesc, nu se întâmplă. O să rog regia să mai difuzeze încă o dată acele imagini cu, sau altele, dacă sunt, pe care domnul Laurent Loga le-a adus în studio, pentru ca să vadă și telespectatorii noștri. Aici avem grupa de vârstă 12-15 ani, clasa hobby, tot două perechi. Chiar trei. Da? Unde, da, are loc, în galben, unde a avut loc concursul? Tot la Baia Mare, la ProDance, ultimul concurs. Înainte eram la Timișoara, mâine mergem la Reghin, după două săptămâni în Slovacia. Ei au obținut locul 2, pereche 136, Genaro și Diana. Sunt foarte talentați. Da. Este încă o pereche la ei în verde, Luca, da, și Maria. Ei au fost pe locul 4, dacă rețin bine. Și avem încă o pereche în... Este totuși o performanță, având în vedere numărul mare de concurenți, nu? Mă gândesc câți, da, au fost. Sunt, aici 300. Au fost 13 perechi în această categorie. Da? Da? În total erau peste 200 de perechi la toate categoriile. Mâine, când se merge la Reghin, acolo vor fi peste 700. Este un concurs foarte mare, este campionatul României. La Părim fel, succes, ne așteptăm încă de pe acum, să obțină rezultate foarte bune. Acolo va fi, evident, va fi un concurs mai mare. În categorie vor fi peste 20 de perechi, 20-30 de perechi. Aici au fost doar 13 ani. Dacă bătălia va fi mai mare între perechi. Da, și probabil că și exigențele, nu, pentru departajare, da, sunt mult mai mari. Da? Aici vedem două serii. Mai înainte au dansat două perechi de la Logaden School. Aici dansează în a doua serie perechea care a câștigat această categorie. Este vorba de Diu și Rafael și Tal Alexia. Categoria 12-15 ani. Sunt foarte talentați. Aici au fost, dacă bine îmi reamintesc, 9 arbitri. Arbitrii sunt tot din domeniul dansului sportiv, da, care au obținut performanțe de-a lungul anilor, da, și care au studii în domeniu, mă gândesc. Ei au diferite, da, studii în atestate în acest domeniu, da? Domeniu, ei sunt arbitri și ei fiecare își punctează
punctul de vedere și la final se naște un rezultat. Da, este o atmosferă extraordinară acolo, parcă n-ai asista la un concurs. Dumneavoastră ați participat împreună cu și noi concuram, membrii clubului Loga Dance School. Și eu particip la concurs și la acest concurs și mâine noi vom participa mâine cu copiii, poi mâine doar eu am categorie, eu și partenera mea de dans, Dolma. Noi dansăm împreună de câteva luni, pentru că avea loc un schimb de perechi. Fosta mea parteneră, prietena mea, a plecat la facultate și cu ea nu mai dansăm împreună. Așa că am început cu Dolma să dansăm și iată, munca are rezultate. Nu sunt probleme de gelozie? Nu. Sau ceva de genul, nu? Nu, pentru că se lucrează. Da, sigur că da. Bă, eu mai glumesc cu dumneavoastră, domnule Laurent Loga. Vă dorim mult succes mâine la Reghin. Când vă plecați de dimineață, nu? Pe la ceva... La ora 8:30 pornim. Da, și cred că v-ați pregătit intens pentru această confruntare. Noi cea mai mare din România, de la Reghin. Da, noi din septembrie, fiecare weekend aproximativ, suntem la concurs până în decembrie. Așteptăm cele două săptămâni de vacanță când putem și noi să ne retragem puțin și să ne odihnim. După care din ianuarie, februarie încep din nou concursurile până iunie. Și atunci despre acesta este vorba în fiecare weekend, pe drumuri, iar în cursul săptămânii în sala de dans și unde se muncește. La această aniversare vor fi și prezentări demonstrative pentru cei care vor participa. V-ați gândit deja la un program variat? Mă gândesc că nu numai la evoluția dansatorilor sportivi, ci și la alte momente în acest program aniversar. În acest program va fi foarte puțină vorbă și foarte mult dans, pentru că avem o oră și jumătate la dispoziție în care toate grupele vor să danseze. O să prezentăm și cu grupa de adulți, care dansează doar din plăcere. Grupa de peste 30-40 de ani, o să fie un moment foarte frumos. În schimb, avem foarte multe coreografii, formații, pentru care încă de acum începem să lucrăm, care trebuie să iasă fix. Va fi și o gală difuzată live prin intermediul dumneavoastră. Așa că telespectatorii așteptăm să ne urmărească și în 9 decembrie. Vreau să vă spun, adică să vă întreb dacă în perspectivă vă gândiți să diversificați paleta de dansuri pe care sportivii le studiază la Loga Dance School. Ne-au solicitat foarte multe stiluri de dans. Tailandez sau ce știu. Nu vreau să enumăr, sunt multe. Pentru că dorim, haideți, faceți. Eu am un principiu. Fac un lucru, dar bine. Decât să fac trei și prost. Am început cu dansul sportiv și salsa. Cu asta doresc să merg mai departe. Nu avem fizic timp. Noi de luni până joi avem grupele de dans sportiv și vineri, sâmbătă avem grupa de salsa. Iar duminică este o zi liberă, așa că nu avem când. Ne-au chemat să mergem în Baia Mare, să mergem în Zalău, să deschidem și altundeva alte grupe de dans. Nu vreau să mă aventurez, lăs pe alții. Eu vreau să fac un lucru și bine. Și chiar în perspectivă nu o să vă răzgândiți dacă aveți solicitări, pentru că, mă rog, acum discutăm de regiuni, de regiunea nord-vest. Da. Noi avem și Baia Mare, Bistrița, Clujul, Bihorul, în Baia Mare, Sălajul. Deci da, în poate Baia Mare sunt solicitări, având în vedere și aceste rezultate spectaculoase. Mă gândeam, știți la ce mă gândeam acum? Ați obținut foarte multe medalii de aur și mă gândesc că sunteți un concurent de temut, atât în țară cât și în străinătate, având în vedere faptul că aveți atâtea medalii de aur, 47, 54 de argint, 41 de bronz. Și mă gândeam, păi bine măi, dar aia nu au instructori acolo. Cum reușiți să ajungeți la performanță? Înseamnă că se apropie foarte mult dansul practicat de membrii Loga Dance School Satu Mare de ceea ce înseamnă perfecțiune. Greșelile sunt foarte mici.
Dați-mi voie să vă rog detaliez câteva aspecte. Aceste rezultate pe care noi aici le-am enumerat sunt din 2009 până în 2014, vorbim de 3 ani. Sunt și în Satu Mare, în Baia Mare sunt școli foarte puternice. Chiar din Satu Mare merg la Baia Mare să învețe. La Oradea sunt școli foarte puternice, la Târgu Mureș sunt, în toată țara. Loga Dance School, pe lângă toate aceste școli vechi, este undeva la început de drum. Evident, peste 5, 6, 7, 8, 10 ani, noi avem deja planuri. Ce vrem să atingem? Targeturi. Scopul nostru... Strategii. Strategii, da. Noi știm unde vrem să ajungem. Acolo vom ajunge. Nu pot să spun acum că, vai, noi suntem mari și tari și grozavi. Evident, la nivelul la care suntem acum și având în vedere anii, da, acesta este un rezultat foarte bun. De aici încolo urmează rezultate și mai bune. Dar atât la Satu Mare, cât și la Baia Mare și la Oradea sunt școli care sunt de 10-15 ani pe piață. Au dansatori de clase mai înalte. Tot respectul, pentru că au depus o muncă. Nu vreau să dau eu cu cărămida în piept că vai ce tare și grozav sunt eu. Noi suntem la început de drum. Avem o grupă de copii care sunt la un nivel, la prima treaptă. Urmează treapta a doua, a treia, a patra, a cincea. Evident, cu timpul urmează și alte generații de copii care o să înceapă. Și încet, încet ne dezvoltăm. Scopul meu nu este să plec în altă localitate și să predau și acolo. Scopul meu este să am încă alți antrenori care să predea aici, la Satu Mare, și să creștem grupele de dans sportiv la Loga Dance School. Acum avem 4 antrenori, sunt încă 2 în pregătire, 2 în colaborare. Nu se știe, poate pică toate, poate reușim noi cu unul. Vedem care este cel mai bun, pe acela o contractăm la noi. Eu vorbeam de aceste performanțe nu neapărat ca să ieșiți în mod intempestiv, așa că, domnule, ce am făcut eu, dar mie îmi place să spun așa, a te lăuda înseamnă să spui lucruri pe care nu poți să le faci. Spui că o să le faci și nu ajungi la performanță. Dar a vorbi despre rezultatele școlii Loga Dance nu înseamnă că te lauzi. Deci sunt, așa cum a spus, primele rezultate în acești 7 ani surprinzătoare, pentru că timpul a fost foarte scurt. E greu până da. Pui bazele, până... E ca și în artele marțiale, nu greșesc, nu? Da. Deci trebuie mereu să... Eu întotdeauna urmăresc numărul de concursuri. La performanțe. La câte concursuri am participat în 2009, 10, 11... Ideea este să participăm la cât mai multe concursuri. Evident, nu pot să particip la mai mult de câte weekenduri sunt. Mai avem concursuri când eu mă duc cu copiii într-o localitate, Hoini cu ceilalți copii în altă localitate, Victor în se mai întâmplă și astfel de evenimente. Ceea ce urmăresc eu, ok, sunt 16-20 de concursuri într-un an, în ce clasă au dansat copiii, câte medalii au obținut și raportat la următorul an sau la anul trecut, care a fost evoluția. Este evoluție, nu este evoluție. Câte ore particulare au luat la noi aici în Satu Mare de la antrenori. După orele particulare să vedem și la câte concursuri au participat, care este graficul. Și toate acestea frumos le punem cap în cap și ne arată. 5 ore particulare, 6 concursuri, evoluție de 2 trepte. Perfect. Merge treaba, trebuie făcut mai departe. Ceva nu funcționează, nu trebuie făcut. Cam asta este. Este... Da, am vorbit de concursuri în permanență, concursuri, pregătire. N-am discutat despre invitațiile pe care Loga Dance School le-a primit pentru a participa la diferite manifestații, pentru a realiza niște dansuri demonstrative, pentru a descreți frunțile celor care participă la un eveniment sau altul. Deci, din acest punct de vedere... Ce ne puteți spune? Pentru că și aici putem vorbi de o performanță în sensul că lucrați la imaginea școlii Loga Dance din moment ce participați la diverse manifestări. Noi primim foarte multe invitații. Chiar ieri ne-au invitat pe data de 10 decembrie și am spus mare noroc aveți pentru că 9 avem gala. Ei, 9 decembrie avem gala, în 10 decembrie deja participăm la un eveniment. 99% din evenimentele la care noi participăm sunt gratuite. Sunt pur și simplu de sponsorizare. Pentru că suntem invitați la foarte multe evenimente umanitare, unde se subînțelege că mergem în mod gratuit și întotdeauna participăm la toate invitațiile, doar atunci nu participăm când ori nu suntem în localitate, ori nu am pe cine să trimit pentru că toată lumea a plecat la concurs.
dar de regulă întotdeauna acceptăm și participăm cu foarte mare drag. Avem multe show-uri televizate unde suntem invitați și săptămâna trecută, 3 zile la rând, am mers cu două perechi de copii în emisiuni care urmează să fie difuzate în săptămânile următoare. Suntem foarte solicitați în acest punct de vedere și pe cât posibil, cum pot să scot copiii din programul lor liber, pentru că e termenul 3-4 școala, la ora 3-4, după care la 5-6 încep orele de antrenament. Între, du-le repede la o prezentare de dans, deci nu pot să le scot chiar în fiecare zi. Și mai sunt și temele după antrenamente. Dar în limita timpului disponibil participăm la toate invitațiile pe care le primim. Care este relația cu aparținătorii, cu părinții? Dacă primiți și copii care au o situație familială precară. Da, avem copii care sunt foarte talentați, situația lor financiară nu este foarte strălucită. În aceste momente îmi aduc aminte cum am pornit eu și cum sunt și acum și atunci am spus ok, pe ei le luăm gratuit. Este simplu, nu este un secret. Dacă întâmpinăm o astfel de situație, nu lăsăm copiii talentați să nu facă sport. Cu dumneavoastră timpul trece foarte repede, mai ales că am avut posibilitatea să vedem și aceste imagini pe care dumneavoastră le-ați adus pentru telespectatorii noștri de la concursul de la Baia Mare. Mâine așadar mergeți la Reghin, vă dorim mult succes. Vă mulțumim frumos. Poate sunt părinții, bunicii, copii, elevi care vor să se înscrie la Loga Dance School. Mai avem vreo 2 minuțele. În final, vă rog să ne spuneți când veți reîncepe înscrierile sau când pot să înceapă cursurile cei mai tineri care se vor înscrie. Mă gândesc anul viitor. Anul viitor, în luna ianuarie, în 6-7 ianuarie, în prima zi de luni, o să avem un antrenament gratuit când așteptăm pe toată lumea să vină să încerce acest stil de dans. În luna decembrie, dacă urmăresc site-ul LogaDance, așteptăm pe toată lumea să vadă finalul de modul, pentru că cei care încep dansul termină 3 luni, după care primesc o diplomă, prin care se atestă că au terminat cu succes primul modul de începători. Ei, la această festivitate, sunt așteptați toți sătmărenii, pot să vină la sala de dans și să vadă ce se poate învăța în 3 luni. După care, în ianuarie, sunt așteptați la cursul de dans, atât și părinții. Avem grupă separată de părinți, unde soțul cu soția vine să danseze. Foarte frumos. Și este o atmosferă foarte plăcută. Dacă pentru momentul de aniversare doriți să adresați câteva cuvinte sătmărenilor, să le reamintiți și să le faceți invitația de a participa la acest eveniment, zic eu, extrem de important, aniversarea 7 ani de la înființarea școlii Loga Dance School, 6 septembrie 2007. Da, în 9 decembrie, de la ora 19, așteptăm toți sătmărenii la Casa de Cultură a Sindicatelor. Împlinim 7 anișori, ne pregătim cu un program destul de stufos în materie de dans și garantez că cei care vor participa o să treacă foarte repede acele 60, 90, 120 de minute, aproximativ 2 ore, pentru că ne pregătim cu foarte multe coreografii și o să le surprindem pe cei care vor participa. Da, eu vă mulțumesc, vă doresc încă o dată mult succes, atât dumneavoastră cât și instructorilor, dar și sportivilor de la Loga Dance School, mâine la Reghin. Sperăm să ne mai revedem într-o emisiune înainte de marele eveniment și atunci probabil vom discuta de noile rezultate obținute de sportivii dansatori de la Loga Dance School. Vă mulțumim frumos pentru invitație și vom reveni cu detalii de fiecare dată când revenim. Da, stimați telespectatori, emisiunea noastră se încheie aici, așadar nu uitați, Loga Dance School în ianuarie face din nou înscrieri, în decembrie vă puteți documenta de pe site-ul Loga Dance School pentru a afla informații, detalii. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc să aveți parte de un sfârșit de săptămână plăcut, rămâneți cu Nord Vest TV, Satu Mare.